În primul trimestru al acestui an, jandarmii hunedoreni au participat la peste 800 de misiuni de asigurare a ordinii și siguranței publice, cât și la acțiuni desfășurate în colaborare cu alte instituții. În urma acestor misiuni s-au constatat sute de abateri, pentru care au fost aplicate amenzi consistente de aproximativ 190.000 de lei, sau aproape 2 miliarde de lei vechi. Totodată s-a constatat o creștere a misiunilor executate de jandarmii montani în contextul recentei deschiderea trei posturi în zona cetăților dacice. Chiar dacă s-a încheiat sezonul de iarnă, suntem prezenți în continuare în zonele montane, acolo unde în primele trei luni ale acestui an, jandarmii din aceste structuri au participat la 984 de misiuni de menținere a unui climat propice de ordine și siguranță publică din respectivele zone. Totodată, din luna martie, odată cu inaugurarea celor trei noi posturi montane, acordăm o atenție sporită misiunilor din zona cetăților dacice. Nu doar misiunile specifice armei merită menționate, ci și implicarea jandarmilor hunedoreni în salvarea de vieți, în campaniile umanitare dedicate sprijinirii locuitorilor săraci din zone greu accesibile, participarea la campaniile de donare de sânge și, nu în ultimul rând, donații pentru refugiații ucrainieni.